Ingeniozitate românească pentru lupta cu temperaturile ridicate. Conducerea Societății de Transport în Comun din Galați a decis să taie geamurile autobuzelor care se încing vara ca niște cuptoare. Totul pentru că nu au avut bani să cumpere mașini cu aer condiționat. Autobuzele sunt achiziționate la mâna a doua din Olanda și au geamuri foarte mici, potrivite climei de acolo. Ați luat? Da. Ușor? Ușor. De când a venit vara, călătorii se plâng necontenit de căldura sufocantă din autobuze. Aici și ai ceva de groază. Nu știu bătrânii cum rezistă, eu că sunt tânără, de-abia rezist. Trebuie să le cumperi cu aer condiționat. Au un gemulez, două, mai găsești un bătrân, nu, când bate curentul în cap. Aia, cald. E dezastru. Saună. Fierbe apa în mașină. Autobuzele au fost cumpărate la mâna a doua din Olanda și au doar câte două geamuri mici. Pentru a rezolva problema, regia de transport în comun a decis să modernizeze autobuzele, demontează geamurile ca să pună ferestre mai mari. Constructorul olandez le-a construit pentru clima din Olanda, care diferă de clima din România. La noi este mult mai cald și nu fac față transportului în comun, având în vedere că geamurile sunt foarte mici. Bine, când e răcoare afară, ne-e bine și nouă. Când e cald afară, suportăm. Un autobuz sunt în jur de 40, cred că și mai mult. În Galați, niciun mijloc de transport în comun nu are aer condiționat. Mașinile cu astfel de aparate costă în jur de 200.000 de euro, în timp ce un autobuz second-hand a costat doar 25.000 de euro.